Astăzi vom face un pas mai departe și vom vedea cum unora dintre noi ne este dat să slujim în domenii foarte asemănătoare cu cele în care a slujit însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Invitatul acestei ediții este domnul Liviu Bălaș. Dânsul este fondatorul și coordonatorul Fundației Ecce Homo, o fundație care oferă sprijin social, material și, nu în ultimul rând, spiritual persoanelor și comunităților aflate în situații de criză. Haideți să-l urmărim împreună pe domnul Liviu Bălaș. Mă onorează invitația voastră și Și pe noi. sunt emoționat pentru că în ultimii 15, cam 15 ani am călcat doar ocazional prin Iris, unde mi-aduc aminte că cam aici, în zona asta, era o masă rotundă cu un clopoțel pe ea și cam la vârsta de 15 ani am început eu să predic aici și țin minte și prima predică. A fost extrem de scurtă. N-am știut cum defuge timpul așa de repede când ești în față. Am citit din Ioan, era la ora de rugăciune, e adevărat. Noroc că am fost pus la ora de rugăciune la început. Am citit din Ioan și apoi m-am găsit spunând, psalmistul spune, și când mi-am dat seama de gafă, am zis, eu vă spun de asemenea aceleași lucruri, acum ne punem pe genunchi și partea fraților se vor ruga. Și mă bucur că Dumnezeu nu mi-a tăiat harul. Amin. Și că lucrurile merg înainte. Nu sunt fondatorul organizației Ecce Homo. Îmi cer Nu, scuze, am greșit. nu, noi, mulți cred asta. Nu, am fost 26 de persoane în 90 când am pornit organizația Ecce Homo. Și mă număr alături de ei și nu am merite în plus, ci am poate har în plus. Pentru că puțin din cei 26 mai sunt implicați direct. Și puțin din cei peste 200 de angajați care au trecut prin Ecce Homo în 23 de ani mai sunt încă în Ecce Homo. Asta este și un lucru bun și un lucru comentabil, ca să nu-i zic rău, sau interpretabil. Deci, noi am început în anii aceia de slobozenie cu ideea de a găsi noi căi de a ajunge la oameni. Și așa am ajuns să fondăm Ecce Homo și să începem o lucrare. Pe vremea aceea am crezut că o să țină vreo 6 luni, un an. De aceea eu mi-am și blocat activitatea pentru 6 luni inițial. Și apoi o să mă întorc înapoi la ce făceam sau la alte uși pe care le deschide Dumnezeu. 6 lunile nu s-au terminat și Dumnezeu ne ține încă în picioare. Organizația Ecce Homo, i-am dat numele ăsta pentru că... Mi-ați furat toate întrebările. Da? Ziceți, ziceți. Nu considerăm noi. Este expresia consacrată Domnului Iisus Hristos, care reprezintă motivația și centralitatea activității noastre. Dar de asemenea vorbește de faptul că în mijlocul sau ținta activităților noastre este omul și nevoile lui. Nu facem proiecte ca să-i băgăm pe oameni în proiecte, ci facem proiecte după nevoile oamenilor. De aceea încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Cam asta este ideea care stă la baza activităților și proiectelor noastre. Deja mi-ați răspuns la prima întrebare și așa că aș vrea să ne ducem înspre a doua. Unul din scopurile pe care ni le-am fixat noi la seriile de tineri pentru anul acesta universitar este acela de a înțelege mai bine corect acești termeni cu care deja am început să operăm în această seară, slujitor creștin și slujire creștină. Și apoi ne-am zis noi, după ce o să înțelegem corect acești termeni, o să căutăm exemple de oameni care să trăiască pe măsura acestor cuvinte. Și de aceea aș vrea să vă întreb, sau aș vrea să vă rog să faceți un scurt istoric al slujirii, din perspectiva slujirii în viața dumneavoastră. Cu siguranță noi, dacă ne gândim la viața noastră, avem un om care este deja în puterea vârstei și îl vedem că slujește, poate ni-e greu să ne comparăm sau să ne gândim la noi din perspectiva aceasta. Dar poate dacă am afla cum ați început, poate de pe vremea noastră, poate mai înainte, ne-ar ajuta și pe noi. Așa că o să vă rog să faceți un scurt istoric al slujirii sau din perspectiva slujirii. Scurtul ăsta istoric, mă tem că ar fi foarte lung ca să înțelegeți cam pe unde au dus pașii vieții mele sau altora cu care merg sau am mers în diferite lucrări alături. Nu știu de unde să o iau, vă spun sincer.
Dar v-aș da un mic exemplu, o experiență personală. La un moment dat, pasiunea mea devenise evangelizarea, un fel de evangelizare agresivă, i-am zis noi. I-am zis la un moment dat. În sensul că eu eram un om foarte închis, foarte introvert. Aveam zile în care nu scoteam un cuvânt pentru că nu vedeam sensul. Și am zis, trebuie să ies din starea asta. Și am început un element, un exercițiu foarte agresiv. Norma mea era să vorbesc cu 5 oameni pe care nu-i cunosc, 5 oameni pe zi. Așa că dacă era oră de culcare și încă n-am vorbit decât cu 3, ieșeam pe stradă și mai căutam 2. Și încet, încet, când am văzut că merge și am ajuns la norma de 10 oameni pe zi, am zis, trebuie cel puțin cu 5 din ei să ajung la Evanghelie. Și atunci am început să duc spre Evanghelie. Pe la ce vârstă se întâmpla lucrul acesta? Asta se întâmpla undeva pe la vârsta de 18-19 ani, cam așa. Nu eram mulțumit de ceea ce făceam, deși era viața mea plină de activități. Și atunci, la un moment dat, am întâlnit un om, am discutat cu el, i-am cerut o nouă întâlnire, pentru că drumul nostru a fost scurt, s-a arătat deschis la Evanghelie și am zis, aș vrea să ne întâlnim din nou. Se poate? Sigur, aș vrea. Am stabilit pe poimâine, la ora 10, ne întâlnim în stația de autobuz din Barițiu. M-am dus în stație, am așteptat și a fost pană de curent și n-a venit niciun autobuz. Mă tot rugam, n-a trimis Domnul niciun coleg, niciun vecin, niciun cunoscut care să treacă pe acolo cu mașina să mă ia să mă ducă. Și am ratat. La ora 10 și 5 încă eram în stație. O să vă cer scuze, o să beau mereu apă, că asta îmi repară gâtul, vocea. M-am întors spre casă, frustrat în inima mea și discutam cu Domnul, sau ca să nu-mi permis să zic, mă certam cu Domnul. Doamne, n-am vrut eu să fac un lucru bun, n-am vrut să fac o treabă bună, omul ăsta era interesat. Îți permiți tu să ratezi mântuirea unui om? Eu de acolo. Doar eu eram vorba aceea, slujam. Și mergând la un moment dat în mintea mea a început o conversație interesantă. Poate este una din cele mai puternice experiențe când stăteam eu de vorbă cu mine. Am zis eu, nu stăteam eu de vorbă cu mine, stătea altcineva de vorbă cu mine. Și Domnul mi-a spus, ai vrut să-mi dai 2 ore din timpul tău? Cam așa ceva. Mie, deci erau ale mele, atunci nu puteam eu să fac ce vreau cu ele? Dacă eu am vrut să te țin 2 ore în stație, care-i problema ta cu ce e al meu? Și atunci mi s-a deschis mintea și am zis, Doamne, nu 2 ceasuri, 2 vieți. Și ăsta a fost unul din punctele la care mă întorc și îl consider unul din pietrele de aducere aminte în viața mea, în experiența mea. Și am zis, nu, bun, am înțeles. Deci de aici încolo, când vrei să faci ce vrei cu ce ai al tău, eu nu o să te mai întreb. Fă ceea ce crezi că trebuie. Lucrurile nu se rezolvă simplu printr-un angajament, așa cum probabil toți știți că de la acea ridicare de mână sau de la acea rugăciune, Doamne, intră în viața mea și eu am să te slujesc de aici încolo, multe trebuie să se mai întâmple și drumul este anevoios și nu simplu. Dar acolo mă întorc mereu și zic, este stăpân? Dacă vorbesc de slujire, problema se pune, cine are autoritatea în slujire? Pentru că o capcană în care eu m-am găsit prins mereu și mereu, a fost eu mi-aleg slujirea. Uite, Doamne, ce vreau să-ți fac. Deci dacă îți plac serviciile bine, ăsta e pachetul pe care ți-l ofer. Dacă îți place bine, dacă nu-ți place, caută-ți pe altul. Sau mă duc la altul. Nu chiar așa, nu este altul. Dar de multe ori slujirea înseamnă asta. Și când îl găsim pe samariteanul milostiv, la care probabil că ne vom întoarce mai târziu, sau eu mereu mă împiedic în el, omul ăsta nu avea deloc gândul să slujească un evreu, nu avea gândul să facă stop la un han până la vindecare, nu avea deloc în plan să își pună pe animalul lui, pe unul pe care să-l care și să răspundă, poate să se facă răspunzător de viața lui, ci era într-o călătorie. Și a ieșit în cale cineva față de care el s-a simțit răspunzător. Și problema cu care ne vom întâlni în seara asta, cât ne va permite și timpul,
va fi cum merge viața de slujire, pe unde duce viața de slujire, cam cu ce seamănă ea și cum se clădește acest drum, cum se croiește acest drum pentru ca alții să poată călca pe urme. Deci cam pe aici au umblat lucrurile. La Revoluție stăteam împărțit între să mă întorc în învățământ, să nu mă întorc în învățământ. Prin Harul Domnului am fost implicat în lansarea Asociației Educatorilor Creștini, să mă ocup de caritate în care m-am pomenit aruncat, pentru că cum a început ECE Homo, în 1 ianuarie 90, m-am întâlnit pe stradă cu un vechi prieten de-al meu din Viena, care conducea o echipă de medici din Canada și Statele Unite, care au venit la Cluj să vadă cum miroase Revoluția din România. Și fiindcă eu lucrasem înainte în medicină, în chirurgia 1, am zis, bun, haideți că vă duc eu să vă arăt. Pentru că acolo erau răniți, unde cunoșteam pe toți medicii. Și așa am stat cu ei 2 zile și le-am arătat și le-am explicat tot sistemul medical. Ei s-au dus înapoi în America și în Canada, știind ce trebuie în România, și apoi au început să trimită containere după containere, camioane cu ajutoare medicale, aparatură medicală și pe cine să pună, cui să îi le pună în brațe? Păi ce-am căutat eu în 1 ianuarie pe stradă, undeva în zona fabricii de bere, că puteam fi acasă. M-am pomenit pus în, drumul meu era conturat, eu visam altceva, eu speram altceva. Atunci, de fapt, la acea dată aveam un business privat, aveam autorizația numărul 1, eram liber profesionist. Și povestea este lungă, dar sunt multe episoade de genul ăsta care m-au condus pe un drum, m-au băgat pe un făgaș. Nu știu cât de mult pot să zic inteligența mea, experiența mea, deșteptăciunea mea. O să vă spun mai târziu pe unde au trecut. Deci cam așa miroase drumul în ECE Homo. Aș începe următoarea întrebare cu o descriere. Majoritatea dintre noi suntem oameni și în consecință nu ne place aversiunea, da? Nu ne plac obstacolele, nu ne plac piedicile și de fiecare dată când le întâlnim, tendința noastră e să renunțăm la ceea ce facem din cauza lor. Ați pomenit și înainte să pomeniți, eu știam de pe site-ul ECE Homo, că această slujire există de 23 de ani, dacă am numărat bine. Și întrebarea sună așa, ce anume v-a motivat și încă vă motivează, în ciuda obstacolelor, în slujirea pe care o faceți? Nu știu dacă am avut altă cale și dacă am alt drept. Nu știu dacă pot spune că am căutat motivație și am găsit motivație, pentru că tot mereu am avut o singură ușă deschisă și nu prea am avut de ales. Când am stat serios să aleg și să-mi doresc să urmez același Domn și să fac lucrarea Lui. Deci, nu, cineva m-a întrebat cum ați căpătat viziunea cu privire la un proiect și am zis, care viziune? Păi cum v-a luminat Dumnezeu? Păi au lăsat o singură lumină aprinsă, nu era să intru în beznă, că trebuia să mă duc spre ea. Am lăsat, mereu mi-a fost lăsat o singură ușă în față. Și când am zis că mă satur și când am ajuns și am zis nu se mai poate, am zis nu, pus jos armele înseamnă ce? Înseamnă, am uitat de unde am venit și spre ce merg. Deci ceea ce ne motivează în același timp sau ceea ce ne încurajează mereu este faptul că vedem mereu presărate pe cale elemente, momente care spun da, s-a meritat. Și dacă numai pentru asta și tot s-a meritat. Și dacă numai singura performanță, singura realizare asta, tot s-a meritat. Și atunci cam așa merge drumul nostru. Să nu credeți că am primit o carte și am găsit instrucțiunile. Noi avem o glumă, zicem, noi am inventat asistența socială, pentru că în 90 nu era asistență socială. Și când au început universitățile să producă asistenți sociali, dascălii își luau materiale de pe cine știe unde și cum, pentru că nici ei la rândul lor n-au fost instruiți ca asistenți sociali. Și noi a trebuit să ne facem manualele noastre, cursurile noastre și încă bâșbâim și încă inventăm și încă găsim soluții la ceea ce ni se pun ca piedici în față și n-am găsit soluția, pentru că munca asta, dacă nu este făcută zilnic în dependență de Dumnezeu și în umblare cu Dumnezeu, nu pot spune, ieri am avut succes, astăzi voi face la fel. Știm povestea lui Samson. Nu putem face așa.
Deci nu putem aplica ceea ce s-a întâmplat ieri la locul în care suntem astăzi, la situația de astăzi. Avem de lucrat cu alți oameni. Unul din proiectele, sau poate cel mai mare proiect al nostru, este asistența la familii sărace. Până acum l-am desfășurat în 15 orașe mari din țară și fiecare asistent asistă 60-70 de familii sărace. Asta înseamnă că le vizitează în fiecare, cel puțin o dată în fiecare lună, dar fiecare familie din acestea are obiective fixate specific. Nu seamănă două familii la fel, nu seamănă doi oameni la fel, nu seamănă doi copii la fel. Inițial, în 90, am început să lucrăm pe lângă toate aceste ajutoare medicale cu orfelinatele din țară. Încercam o analiză a orfelinatelor și am fost implicați din Giurgiu până în Siret și din Năvodar până în Arad. Am încercat să căutăm soluții la această catastrofă în care era România și n-am găsit. Dar Dumnezeu ne-a dat harul nu să schimbăm un sistem, dar să aducem alinare, să aducem rezolvare în foarte multe locuri, în foarte multe situații, să reparăm, să cârpim și poate dacă numai experiența pe care am câștigat-o mergând prin aceste orfelinate și este suficient să zicem s-a meritat toată investiția, tot drumăritul ăsta prin toată țara. Pentru că am ajuns la următoarea concluzie, deci am început în 90 și în 91 am realizat că sărăcia nu mai este în orfelinate, ci este în casele oamenilor. Era deja economia prăbușită, șomajul teribil. La un moment dat în Jibou am deschis un punct de lucru unde era 92% șomaj din localitate. 92%. Vă dați seama ce însemna, ce era acolo. În decembrie 91 am tras concluzia, sărăcia s-a mutat în casele oamenilor. Deci la casele oamenilor, cu răspunsul, și nu la orfelinate. La orfelinate am început să visăm la spargerea orfelinatelor. Leagănul de copii din Cluj avea la un moment dat 150 de copii și 130 de angajați. Și am mers cu următorul program la ei. Ce-ar fi să închidem orfelinatul? Și ce facem cu copiii? Îi luați acasă. Fiecare angajat să-și ia un copil acasă și să primească salariul stând acasă cu copilul. Și să reduc cheltuielile orfelinatului cu cel puțin două treimi. Pentru că era un monstru de cheltuieli acolo. Păi, nu, ești nebun? De unde ai căzut? Din lună? Nu se putea accepta așa ceva, pentru că problema se punea bun și ce fac angajații dacă... După aceea am venit cu o altă idee, cu trei case familiale de copii, a câte 10-12 copii și cu bătălia pentru a reintegra copiii în familiile lor, cred că putem sparge orfelinatul. Ei, când au auzit de ideea asta, noi n-am mai fost primiți în orfelinat. Până acum eram magii, că mergeam tot timpul încărcați și încercam să îi aducem la linie de plutire cu condițiile de viață. Ar fi multe de spus ce trebuia reparat acolo, dar nu s-a mai putut. Ei, prin harul lui Dumnezeu am reușit să deschidem trei case de copii de acest gen. Orfelinatul e tot acolo, mă rog, are altă formă, altă structură, mult mai mare ca și angajați, mult mai puțini copii ca asistați. Dar am reușit să scoatem de acolo și să punem pe o cu tot o altă traiectorie destul de mulți din copiii de acolo. V-aș întreba la acest punct, care au fost, dacă ar fi să faceți o retrospectivă, care au fost cele mai mari obstacole sau cele mai strașnice obstacole care le-ați întâmpinat pe cale? Până nu de mult aș fi zis autoritățile, dar nu mai zic așa de o vreme încoace. Mi-au mai albit perii și nu mai zic așa, nu sunt autoritățile. Autoritățile fac numai ceea ce sunt puse să facă. Cele mai mari obstacole sunt oamenii noștri. Care oamenii noștri? Angajații, voluntarii. Deci când zic ai noștri, mă refer la noi, cei care suntem ai Domnului. Aici. Cum așa? E foarte marile, dur marile ce ziceți. Probleme. Pentru că ne izbim aici de conceptul slujirii. Care este activitatea ta? Eu slujesc în biserica cu tare. Cine ți-o dat slujba? Cum adică cine ți-o dat slujba? Păi, haide, îndrăznește, spune Domnul mi-a dat această slujbă.
Păi, asta m-am apucat să fac. Asta, am văzut că asta pot să fac. Ioan Alexandru zicea, e grea slujirea. E grea slujirea. E de grea slujirea pentru că noi ne-o definim așa, pentru că noi începem să vorbim de eu slujesc. Eu zic, chiar am îndrăznit cam de un an încoace să vorbesc de faptul că noi am stricat sensul cu termenului slujire. Așa cum cei dinaintea noastră au stricat sensul termenului tovarăș, pe care Pavel îl folosește cu drag și noi l-am făcut urât. Noi am stricat termenul slujire, pentru că slujirea este, la urma urmei, un mod de viață. Nu este un angajament, nu este o slujbă, nu este... Toate acestea pot intra în categoria slujirii, dar este un mod de viață, pentru că este termenul folosit de Pavel și de Petru, de amândoi. Vorbesc de ispravnici, ispravnicie. Este o ispravnicie care ne-a fost încredințată. Și conceptul destul de dureros este faptul că Domnul Iisus spune simplu și clar, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și uite ce fac eu cu cei, sau să nu intru încă în asta. Deci, cine ne-a ales pe noi? Ce muncă ne-a dat? Pentru că s-ar putea la un moment dat să mă pomenesc că i-am luat munca altuia. Sau mi-am luat ceva. Și sunt niște avertismente destul de serioase în Evanghelie. Vor veni unii și vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi lucrări? N-am scos noi draci în numele Tău? Atunci le voi spune curat, nu v-am cunoscut niciodată. Plecați de la mine toți cei care lucrați fără de legea. Cum adică fără de legea? Să scoți draci și să lucrezi fără de lege? Așa zice Domnul Iisus. Deci, dacă nu noi l-am ales pe El, ci El ne-a ales pe noi, de multe ori noi îl tratăm pe Domnul Iisus ca și cum i-am fi făcut un serviciu. Noi îl scoatem datori. Ți-am slujit ca un rob, nu știu dacă nu cumva de multe ori. Eu mi-aduc aminte, eu am spus-o de mult. Nu-n termenii ăștia, n-am știut termenii ăștia. Dar l-am făcut răspunzător pentru Dumnezeu, pentru că eu am dat, eu am făcut. Și Domnul Iisus, nu tu m-ai ales pe mine. Noi așa zicem, nu? Și în evanghelizare. Primește-L pe Domnul Iisus. Poate ar fi mai corect să zicem, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și cere iertare. Poate se va îndura de tine. Uite, luăm versetul care ne place tare mult. Iată, eu stau la ușă și bat. Și este un verset colosal. Și asta este elementul cheie. Fă-i harul lui Domnului Iisus și deschide-i ușa să intre. Mai că Domnul Iisus, când a făcut o chemare, a început cu un pic cu alți termeni. Vorbește despre preț, vorbește despre cost, vorbește despre cine pune mâinile pe plug și se uită înapoi, nu-i vrednic de mine. Se întoarce către ucenici la unde aș zice, voi? Pentru că unii din ucenicii lui l-au părăsit. Voi nu vă duceți? Dacă voi n-ați găsit motive să stați, Doamne, unde să ne ducem? Doamne, Tu ai cuvintele vieții. Oamenii ăștia au prins deja gustul. Când îl cunoști pe Domnul în felul ăsta, unde ai putea merge? Ce-ți mai rămâne? Cred că lucrurile, de fapt, elementul de slujire, pe aici trece. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște ispravnici. Unul zice, ai tainelor lui Dumnezeu și celălalt zice, ai harurilor felurite a lui Dumnezeu. Deci dacă noi mergem pe următoarea idee în Ecce Homo, n-am apelat la fonduri europene, acum recent am apelat pentru că E o lege specială, la obligația autorităților locale să susțină casele de copii. Avem un centru social care mai este cu noi și o casă familială. Două case familiale s-au desprins de noi și au găsit propriile surse să meargă mai departe și ne-am bucurat că pot duce singuri povara. Dar nu căutăm fonduri. Noi credem că biserica, și când spun biserică, credeți-mă, nu vorbesc despre asta, care mi-e drag locul ăsta că mă uit la stâlpi, la balcoane, și mi-aduc aminte de, pentru că am petrecut în biserica asta 40 de ani. Dar nu vorbesc despre asta. M-am uitat și am zis, câțiva mai cunosc? Fratele Hărâmbaș, mai sunt câțiva pe care îi cunosc pe aici, din vremuri despre care știu despre ce, din și știu despre ce vorbesc. Sunteți noi
și mă bucur de lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe fiecare în parte. Când vorbesc de biserică, vorbesc de noi. Deci, resursele lui Dumnezeu, conform acestor două concepte, a lui Petru și a lui Pavel, și dacă ăștia nu stâlpii, atunci... Cine alții? Da. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Cei care administrăm harurile și tainele lui Dumnezeu. Îmi place un citat. Cineva l-a dus și ni l-a pus la Ecce Homo, pe... avem o planșă acolo de afișaj. Slujba noastră este să binecuvântăm în sens material și spiritual pe cei din jurul nostru și apoi să dispărem înainte de a apuca să zică mulțumesc. Și îmi place pentru că spune ceva. Noi nu ne raportăm la felul în care ei răspund. Ne interesează foarte mult, ne doare cu lacrimi și cu sânge, să zic așa, luptăm pentru ei. Dar nu ne raportăm la felul în care ei ne răspund. Ne raportăm la felul în care Dumnezeu dă, în care Domnul Iisus dăruiește. Dacă a venit, pentru că minunea mare pe care o sărbătorim la Crăciun este de fapt această... Hristos era în afara timpului și a decis să intre în timp. Era altceva decât ființa umană creată și a decis să se întrupeze. Ce a făcut Hristos este dincolo de capacitatea noastră de percepție. Și atunci noi venim și zicem, ți-am slujit, toată viața ți-am slujit, ca un rob. Și tatăl se uită și zice, eu nu știu de astea. Nu, deci, eu cred că elementul cheie aici este, noi trebuie să ne definim ce înseamnă slujire, noi trebuie să ne redefinim ce înseamnă dependența noastră de Hristos, dependența. Deci trebuie să ne redefinim harul la care El ne-a chemat, nu la ceea ce facem și cât facem, pentru că oricum nu facem nimic altceva decât să luăm din ceea Lui și să dăm mai departe, dacă facem lucrul acesta. Cam asta este toată povestea la urma urmei. Noi nu ne cheltuim nici pe noi, nici cei al nostru, pentru că oricum tot ce avem, ce avem să nu fi căpătat? Și dacă am căpătat, cum ne purtăm ca și cum n-am fi căpătat, ca și cum ar fi ale noastre? Eram la capitolul obstacole și ne spuneați că de cele mai multe ori obstacolele sunt în mijlocul nostru, suntem chiar noi pentru că nu înțelegem corect, să nu ne definim corect slujirea. Și ați menționat cele două aspecte, felul în care unii își încep slujirea, sau poate majoritatea dintre noi, probabil ghidați de versetul care ne spune, cred că este în Eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă, să facă, cu toată puterea, căci în locuința morților nu va fi nicio lucrare. Și atunci, poate mulți dintre noi, așa ne începem lucrarea, găsim ceva și ne apucăm și facem. Dumneavoastră vorbeați puțin de altceva și întrebarea următoare ar fi, cum ar trebui să înceapă corect slujirea noastră sau cum ar trebui să ne corectăm conceptul acesta de slujire? Pentru că, aș face o paranteză mică aici, probabil majoritatea dintre noi când începem așa, cam cu ce ne pică în mâini, începem cu bună credință. Dar să sfârșim prin a fi un obstacol, nici aia nu-i treabă. Nu cred că slujirea începe prin a nu face nimic. Și de aceea, da, și eu am mers ani de zile pe acest sistem. Tot ce am găsit de făcut, am făcut. Și cei care mă cunosc știu în câte nu eram implicat, că de aici mi s-au tras și multe ponase. Dar slujirea începe după modelul Domnului Iisus, pe genunchi. Îmi place și e ciudat, recent am descoperit cât de mult vorbește Isaia în cartea lui despre ureche. Urechea omului, urechea lui Dumnezeu. Urechea Domnului nu-i surdă să n-audă, dar... Și versetul pe care l-am găsit esențial pentru viața mea a fost: tu îmi trezești urechea dimineața. Îmi trezești urechea ca să ascult și eu ascult cum ascultă niște ucenici. Asta este, cred că, elementul cheie. Dacă vreau să fac ceea ce îmi cere El, atunci trebuie să aud ce îmi spune El. Lucrul ăsta nu-i o taină. Lucrul ăsta este un mod de viață. Nu știu care ucenic, este un proverb românesc, omul sfințește locul. Nu știu dacă e biblic, eu nu l-am găsit până acum în Biblie, dar sună bine, sună spre Biblie. Omul sfințește locul. Deci, o slujire, dacă e făcută, atâta pot și eu să fac. Haideți să spunem mai departe. Pentru tine atâta pot și eu să fac. Oare Dumnezeu se mulțumește cu puțin, cu ieftin, cu ceva mărunt?
N-ar fi drept, n-ar fi de natura și de factura lui Dumnezeu să se mulțumească cu ceva ieftin. Pentru că un învățător al legii vine la Domnul Iisus și îl întreabă: Doamne, ce să fac? Învățătorule, ce să fac? Nu i-a zis Domn. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune: ce citești în lege? Ce spune ea? Păi să iubești pe Domnul. Aha. Deci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, stă în vârf, stă în top. Cu ce vrem să începem? Cu a 10-a poruncă? Nu, ajungem și la 10-a poruncă. Dacă împlinim pe prima și pe cea asemenea ei, pentru că învățătorul ăsta al legii spune și pe aproapele tău, o pune împreună. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău total, de plin, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este poruncă mai mare. Nu este. Sau nu sunt porunci mai mari decât acestea, dacă sunt două. Celelalte se pomenesc împlinite dacă acestea două, dacă îl iubești pe Dumnezeu cu toate. Cum să iubești pe Dumnezeu pe care nu-L cunoști? Dragii mei, vă văd pe cei mai mulți, mult mai tineri decât mine și sunt invidios pe voi. Cât de mult putem cunoaște pe Dumnezeu? Am rămas șocat recent când am reluat un pic Efeseniu, pentru că acum sunt drăgostit de o jumătate de an de Evanghelie. Am reluat și Efeseniu la un moment dat și am descoperit trei lucruri pe care nu le-am văzut până acum. Dimensiunile, până unde putem să ne apropiem de Dumnezeu. Eu nu știu, vă spun sincer, totdeauna vorbesc cu emoție de aceste trei versete pentru că nu le-am văzut, nu le-am cunoscut, nu le-am știut dimensiunile până acum. În Efeseni 3, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. În Efeseni 4, să ajungem cu toții la starea de om matur, la deplina cunoaștere al lui Iisus Hristos. Efeseni 5, nu fiți nepricepuți, înțelegeți care e voia lui Dumnezeu, fiți plini de Duh. Acum, noi îl iubim pe Domnul Iisus, ne temem de Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și aici Pavel vine și spune, oferta lui Dumnezeu este să ajungeți plini de toată plinătatea Trinității. Cum? La toate acestea găsim termenul cunoaștere. Dacă vreți, mergeți în 2 Petru, capitolul 1 și veți găsi un pic mai detaliat până unde să cunoaștem, până unde putem crește în cunoaștere. Noi credem de multe ori, am priceput multe, mă duc să fac. E bine, dar acest mă duc să fac, Petru merge pe linia asta, dați-vă și voi toate silințele, de aceea, din pricina celor afirmate înainte și afirmă despre cunoașterea lui Iisus Hristos. Dați-vă toate silințele, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere. Vedeți, tot aici ne întoarcem. Deci să-L cunosc pe El, spune Pavel, undeva spre sfârșitul vieții lui. Să-L cunosc pe El, obiectivul care i-a mai rămas, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, adică înseamnă experiență cu El, și să mă fac asemenea cu suferințele Lui. Asta este ce-și mai dorea de la viața Lui. Când ajungem să înțelegem ce înseamnă dimensiunea cunoașterii lui Hristos, atunci putem spune, slujirea este un element care vine din. Pentru că în Efeseni, mă întorc chiar la Efeseni, căci noi suntem lucrarea Lui. Nu noi lucrăm pentru El, noi suntem lucrarea Lui și am fost așezați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit El mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci noi singurul lucru pe care îl descoperim este care-i pasul, care-i ușa, care-i lumina lăsată în față ca să intrăm în ele. Asta înseamnă slujire de fapt. Nu știu cât de mult putem merge alegându-ne singuri, Doamne, uite, eu atâta fac și gata, deci nu mai veni cu pretenții. Este ca și cum am zice, Doamne, îți dau zeciuială, dar nu te mai amesteca. Ce fac eu cu 90 este treaba mea, oare? Ce ai să nu fi primit?
Și dacă nu le-ai primit, dacă nu le-ai făcut tu ce le-ai primit, de ce te porți ca și cum ar fi ale tale? Deci, problema mare aici, problema mare astăzi, eu cred, vorbind despre acest domeniu, poate mai sunt și altele și eu am încă multe altele, problema mare în domeniul slujirii este acest element de definire a termenului, de concept de slujire, de a ne pune la dispoziția lui, nu aștepta să fie el la dispoziția noastră. Să vă închei povestea cu acea statul meu în stație. Eu n-aveam telefonul omului respectiv, dar apucasem să îl dau al meu, lui. Și după ce ajung acasă, după ce m-a luminat Domnul să nu mai gândesc în felul ăsta, ci un pic altfel, primesc un telefon și omul își cere scuze că nu a putut veni la întâlnire și mă roagă să stabilesc altă întâlnire, mă roagă să ne întâlnim altă dată, că este interesat. Și ne întâlnim altă dată și lucrurile merg unse. De ce? Pentru că nu eu lucram. Și în 10 minute îi spun și ne rugăm împreună și omul plânge înaintea Domnului și pleacă și nu l-am mai văzut niciodată de atunci. Dar știu în ce mâini s-a dus. Nu, deci atât mi-a îngăduit Dumnezeu. Și ca să aibă încheiere povestea noastră cu statul în stație. Eu nu știam, n-aveam de unde știi toată povestea. Dar Dumnezeu mi-a dat harul să înțeleg ceva din cine, cui. Piedici mai sunt multe, pentru că da, am avut bătălii de care ne-am tot plâns până ne-am adus aminte că nu suntem altceva decât miei în mijlocul lupilor, nu suntem trimiși prin puterile noastre să impresionăm sau să dobândim, ci trebuie să ne facem bătălia datorii acolo unde suntem. Și dacă am uitat că toți vor fi împotriva noastră, atunci ne-am aliat cu cine nu trebuia și ne-am însoțit cu cine nu trebuia să ne însoțim. Da, am mers la un moment dat 5 ani de zile în procese cu Ministerul Finanțelor, timp în care am fost blocați financiar și nu trebuia să avem nicio activitate. Și totuși aveam angajați și funcționam pentru că Dumnezeu ne-a găsit altă ușă pe care a deschis-o pentru noi. Am fost implicați în schimbări de legi și mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o. Dimensiunile nu le cunoaștem. Și acum suntem în alte și alte bătălii și este drumul pe care mergem, este drumul lumea noastră. Învățăm să folosim alte arme. Armele de lovire și armele de apărare care nu sunt potrivite firii pământești, ci sunt de altă natură. Minunat. Un lucru care l-aș puncta, probabil că mulți dintre noi ne frământăm sau poate că ne-am frământat, mai ales acum în perioada tinereții, cu povestea asta slujirii. De multe ori din față auzim provocarea, nu stați degeaba, implicați-vă, slujiți. Viața nu prea are sens în afara slujirii creștine. Și poate că de multe ori pornim cu o inimă bună, cu bună credință în a sluji, dar fără să știm exact în ce ne băgăm. Și aici v-aș readuce aminte ceea ce fratele Liviu tocmai ne-a spus. Este foarte important acel moment al pornirii, al definirii corecte al slujirii. Și acesta începe de la cunoașterea de Dumnezeu. Mă gândesc acum dacă în viața mea oare așa am pornit și trebuie să recunosc că nu prea, mai degrabă habotnic, dar de bună credință în a face ceva pentru Dumnezeu. Dar cred că este foarte important să reținem că trebuie să începem să slujim cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând despre El, dar cunoscându-L și pe El, experimentând cu El. Și în felul acesta cred că ni se deschide perspectiva la ce am putea, la cum am putea anume să slujim sau să fim în mâna Lui unealt. Diferența asta mi se pare foarte importantă la acest punct și de-aia am ținut să o recapitulez. M-aș duce mai departe. Da. Aș vrea să mai fac un comentariu la ideea de mai înainte. Nu înțeleg deloc prin a sta cu mâinile încrucișate și a aștepta să capeți lumina. Eu cred că lucrurile vin pe măsură ce experimentezi relația cu Dumnezeu, nu? Stai undeva ascuns, visând fapte mărețe, dacă măcar odată o vindecare, o eliberare de demon, o cine știe ce minune, dacă măcar odată aș putea face așa ceva. Nu, nu cred că lucrurile trebuie să rămână la nivelul visării, ci la a face, pentru că îl experimentăm pe Dumnezeu. Și într-adevăr expresia nu știm în ce ne băgăm, de multe ori este adevărată, noi n-am știut în ce ne băgăm când ne-am băgat. De aceea Dumnezeu ne revelează de multe ori pas cu pas. E acea lumină pe cărare care luminează pașii, nu e acel far care îți arată un drum total, pentru că despre Pavel se spune, l-am ales și i-am arătat cât are să sufere pentru numele meu.
Nu știu cum i-a arătat, dar asta o spune Domnul Iisus, îi vorbește lui Anania. Nu știu cum i-a arătat, dar Pavel a priceput pas cu pas. Însă vedem la Pavel un lucru acum că m-am băgat în treaba asta. Se pare că de la experiența nașterii lui din nou, la recăpătarea vederii și apoi la intrarea în misiune în Antiohia, trec undeva între 11 și 14 ani. Aici undeva se vorbește despre 3 ani în Arabia, mai nu știu, și alte experiențe. Dar acel entuziasm al lui de la început, când zice, voi propovădui în Damasc și trebuie să-l coboare noaptea pe ascuns și să-i dea drumul să plece, timp în care Anania era un ucenic al lui Hristos, vorbit de bine de tot norodul evreu din Damasc. Dar nu era loc pentru Pavel. Și apoi vine la Ierusalim, doar de aici plecase, toți îl cunoșteau, aici vor primi mărturia mea. Trebuie să fugă repede de acolo, pentru că ăștia se juraseră să nici nu beie până îl omoară. Acum, fără apă, nu poți trăi mult. Deci trebuia să plece repede. În așa fel, Dumnezeu a avut grijă. Știți că primii care s-au ascuns de Pavel au fost apostolii. Nu trebuia să se întâlnească cu ei, pentru ca să poată spune, Evanghelia mea n-am primit-o printr-un om, nu-i de la oameni, ci de la Iisus Hristos. Nu trebuia să... Dumnezeu avea alt plan cu el. Deci, vedeți cum a lucrat slujirea lui, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, într-un mod de multe ori, sau în aparență, sau realmente, inconștient. Inconștient. De ce o trebuie să fugă din Damasc? Nu trebuia să-și găsească creștinismul, Evanghelia lui, să-și găsească rădăcini în Damasc și cu atât mai puțin în Ierusalim. De ce trebuie să stea 11-14 ani? Pentru că Dumnezeu are vremea lui. De ce un Iosif trebuie să meargă să stea în închisoare 13 ani? Și Psalmul 105 spune, ei erau puțini la număr, Dumnezeu le-a promis Canaanul, dar erau puțini la număr. Cum să le dea o țară, asta e comentariul meu, cum să le dea o țară așa de mare când ei erau câțiva numai la număr? Dumnezeu a hotărât să-i trimită în Egipt. A tăiat orice mijloc de trai și a trimis înaintea lor un om. Iosif a fost vândut ca rob. Aici v-am dat citat. Deci Dumnezeu a trimis înaintea lor un om, adică Iosif a fost vândut ca rob. Și mai departe următorul verset. I-au prins picioarele în butuci, l-au legat în lanțuri, până l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci faraon a trimis să-l scoată și l-a pus domnitor. Era Iosif la 17 ani pregătit să conducă? Nu era. La o lucrare atât de mare? 13 ani au trebuit să-l țină în butuci. Deci de multe ori, când cauți pe Dumnezeu, timpul nu-i pierdut, dacă îl cauți pe Dumnezeu. Adică ce înțeleg prin asta? Câteva lucruri simple. Rugăciunea, cuvântul, părtășia și mărturia. Astea trebuie să se găsească în viața fiecăruia dintre noi. Nu este excepție. Nu am o viață de rugăciune? Ce aștept să se întâmple? Când noi știm că puterea în lupta spirituală este acolo. Noi zicem pe genunchi, l-am pus în ghilimele, că nu prea se practică și eu știu când eram tânăr și adormeam lângă canapea rugându-mă și venea mama să mă scoale și eu mă rugam. Nu e vorba aici de o trudă, de un chin, de o aiureală. Este vorba de a-ți lua timp, de a-ți face un program, de a avea o viață de rugăciune, de a avea contact cu cuvântul. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Ioan Alexandru spunea la un moment dat la mare studenților pe vremea comunistă, când unul l-a întrebat, credeți în Biblie în toate sau numai unele cărți? Și a spus, dragul meu, avem o singură carte. Avem o singură carte. Dacă Dumnezeu a avut ceva să ne spună și acolo nu căutăm, atunci unde vrem să ajungem? Cunoașterea de Hristos se face buchisind pe Scriptură și apoi punând în viață ceea ce... Dacă într-o dimineață Dumnezeu îți spune, nu te mânia, că-și mânia duce numai la rău, și mergi pe drum și ajungi într-o situație și brusc te mânii și Domnul îți dă harul să-ți aducă aminte de versetul de dimineață, sigur că se stinge, nu? Și ce e asta? Cunoaștere de Dumnezeu. Și fiecare experiență de genul ăsta ne duce mai departe. Părtășia cu frații este esențială. Nu membralitate. Părtășie înseamnă acea transparență, deschidere. Nu-i tema zilei. Nu-i tema serii. E foarte important. Și după aceea mărturia. Mărturia care este inclusiv verbală. Dar samariteanul a avut o mărturie care a rămas în istorie. Păcat că nu știm și numele.
Sau a fost numai o poveste a Domnului Iisus, nici asta nu știm, dar este o realitate. Mărturia este și trebuie să fie acolo. La un moment dat lucram acea afacere personală, instalator autorizat, și am ajuns într-o familie și aflu că fiul s-a pocăit din familie și întreb pe mamă, că pe lângă scule, deci aveam o geantă interesantă, scule, Biblia și cafea. Nu se găsea cafea pe vremea aceea și cu greu făceam rost și la un moment dat, atunci nu-ți dădea nimeni cheile, du-te și lucrează-mi, că omul își lua zi liberă să mă asiste. Și lucram și la un moment dat ziceam, bun, acum facem o pauză de cafea. Oh, dar n-am cafea, dar am eu cafea. Păi dacă îi dau eu cafea, atunci puteam scoate și Biblia pe masă și puteam să intrăm din pauza de cafea în pauză de Biblie. Și asta era un mod de a lucra. Și aflu într-o familie că fiul s-a pocăit recent. Și spunea mama cu jale că s-a pocăit și acum s-a băgat între pocăiți. Și asta e rău sau bine? Mama, rău nu-i, dar nu-i bine. Dar de ce nu-i bine? Noi l-am pierdut ca familie. Noi l-am pierdut. Nu mai avea vreme de familie. Era numai cu biserica. Astea au fost afirmațiile mamei. Și am zis, asta e rău. Și l-am așteptat pe fiu. Și l-am luat pe fiu. La o pauză de cafea. Și ce, tăiase o spiță din aceasta. Știți figura cu roata cu patru spițe? S-a tăiat o spiță. Nu merge. Nu merge. Trebuie adusă la normal. Deci cam despre asta e vorba, n-așa să mă înțelegeți, stă om o viață întreagă să priceapă și pe când să priceapă s-o gătat viața, că nu ține mult. Ne-ați vorbit de obstacole. Ce rol joacă bucuriile în ecuația slujirii? Și o să vă rugăm să ne dați și câteva exemple de bucurii în slujirea care o faceți sau pe care o trăiți. Eu vă întreb un lucru, cunoașteți om mai bucuros decât Pavel? Ați mai auzit de un om mai bucuros decât Pavel? Iov, zice cineva. Nu m-aș duce așa departe, pentru că la Iov nu este atât de pregnantă slujirea, închinarea, reverența, dar slujirea, am zice că mai puțin, da. Pavel vorbește de în fiecare, într-una din epistole, Pavel găsise bucurie în rugăciune și ăsta este un lucru care mă încurajează foarte mult. Eu mă lupt cu asta. Pentru mine încă rugăciunea este o disciplină pe care nu o fac neapărat cu bucurie, dar vreau să mă țin de ea. Mă rog pentru fiecare din voi, mă rog de câte ori mi-aduc aminte în rugăciunile mele, cu bucurie, mă rog cu bucurie. Și apoi începe Pavel să relateze toate necazurile și toate problemele pe care le vedea între ei. Și el se ruga cu bucurie. Găsise el o taină acolo. Găsise o taină. Dacă în lucrarea de slujire nu este bucurie, păi, ce să vă spun? Mai mare bucurie este în cer de un păcătos care se întoarce la Dumnezeu? Mare bucurie este în cer de un păcătos care se întoarce la Dumnezeu? Păi, ce în inima noastră când avem succes într-o lucrare de slujire decât acea bucurie a cerului? Cum să nu te bucuri când vezi un copil mărturisind pe Hristos sau o familie care își schimbă radical și care vin și mărturisesc? Ba mai mult, îmi rămâne și mereu vin cu exemplu acestei femei. Cazul numărul 1 în Ecce Homo de familii sărace. Cristofor Aurora. Asta este un caz clasic. O femeie singură, cu picioarele cu ulcer varicos, într-o perioadă în care nu se găseau pansamente, nu se putea vorbi de câmpuri sterile, de medicamente. Mă rog, era cum era în 90. Și umbla greu în două cârși, pentru că erau rănile foarte avansate. Umbla în două cârși și noi aveam birou în primărie, în curtea din primărie acolo. Și când intra în curte, dacă mă vedea în curte, știa că da, se mișca ea greu. Dacă ajung să intru în birou, nu mai ajungea la mine. Și atunci striga de la poartă, bună ziua, vorbea pe nas, avea o vorbire mai ciudată, bună ziua, domnul președinte, dragă! Și atunci eu mă opream și așteptam să vină și să grăbea să vină și venea că îi mai trebuie pansamente, nu avem pansamente, îi dădeam cearceafuri, îi mai dădeam tricouri să-și bandajeze rănile, pentru că supurau, se infectau și urma să se infecteze. Și a mers din rău în mai rău, a ajuns la un moment dat, o mai aducea din când în când cineva cu căruciorul, n-a mai putut să umble. Și continua să o ajutăm, n-a mai venit pe la birou și la un moment dat apare și vine la birou, umblând.
și mă strigă de la poartă: pacea Domnului, domnul președinte dragă! Bine, aștept să vină. Acum deja mulți ne știau limbajul și vin cu pacea Domnului. Venea unul și zicea: pacea Domnului. Dar zic, de ce pui mâna la gură? Am mâncat castraveți și nu vreau să miros. Dar de când miros castraveții ațuică? Pacea Domnului. Și vine și îmi spune: frate, acum două duminici m-am botezat în biserica de pe Albinii. Și uită-te, frate, la picioarele mele, că Dumnezeu le-a vindecat. Și s-a vindecat. Și frații nu s-au rugat pentru vindecare, ci s-au tot gândit dacă este sănătos să o bage la botez sau să nu o bage. Și au tot parlamentat ideea, normal să te îngrijorezi pentru așa ceva, dacă să nu-i facă alt model de botez, pentru că, nu știu dacă au zis, și Biserica Ortodoxă vorbește despre botez cu praf în situații extreme. Și scandalul acela cu copilul botezat și înnecat, că în situații medicale se poate face și altfel, pentru că botezul este un simbol și nu știu unii până unde merg în acest simbol și până unde nu merg, nu e problema asta să o discutăm, dar pe când să decidă ei cum să o boteze, Dumnezeu a făcut minunea și i-a închis rănile și a putut fi botezată. Și am zis: soră, mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvinteze, este o veste extraordinară, în care n-am crezut, nu i-am spus eu asta, numai noi o știam. Dar acum, pentru că sunteți membri în biserică, noi o să anunțăm biserica și ei vor trebui să-și asume responsabilitatea așa sărăciei dumneavoastră și să vă ajute în continuare. Și a început să plângă și a zis: frate, nu-mi faceți lucrul ăsta. Frații o să creadă că de-aia m-am pocăit, ca să mă ajute. Și decât să creadă lucrul ăsta, mai bine nu mă ajutați nici voi și nu mă ajută nici ei. Alt limbaj, altă experiență, cu totul altfel. O minte nouă. O minte noită, sigur că da. Toate s-au făcut noi. Și au zis: nu ajutoare, nu, gata, nu mai caut ajutoare. Acum. Și Dumnezeu a făcut minunea. Și-s multe povești de genul ăsta, care nu-s povești, sunt istorii. Și ce să vă spun, când vedem copiii care erau sortiți morții, efectiv, și ei câștigă viața și câștigă schimbare și... Avem un centru social prin care au trecut peste 200 de copii până acum, deschis în 98. Am mai avut un centru de copii străzi în București cu care am lucrat câțiva ani de zile cu un impact extraordinar, pentru că îi găseam de pe stradă și îi recuperam și îi contactam familiile, mai ales în orașele unde aveam puncte de lucru, unde aveam angajați, și găseam o soluție pentru ei și lucrul ăsta era formidabil. Și... prin harul Domnului, Dumnezeu lucrează și... Deci astea sunt bucurii. Când vedem oameni care vin și înțeleg dintre angajați, înțeleg altfel lucrurile, sigur că ne bucură și ne încurajează. Deci nu știu, discutăm de multe ori și am plăcerea în seara asta să avem două dragi prietene să le avem cu noi din Marea Britanie și ele ne sunt de mare ajutor. De multe ori, povestindu-le istorii din urmă, de ce nu le scrieți, de ce nu le... Încă n-avem vreme. N-avem vreme să stăm să ne socotim bucuriile și binecuvântările. Este un mod de viață. Întristarea și bucuria își au locul lor acolo. Te întâlnești cu ele mergând în viață. Și viața cu Dumnezeu este un drum în care se împletesc lucrurile. Da, avem multe bucurii. Asta e și întrebarea mea următoare. Suntem tineri și, într-un fel, viața de slujire, cel puțin nouă, ne stă în cea mai mare parte înainte. La ce să ne așteptăm? La obstacole presărate cu bucurii sau la multe bucurii presărate cu obstacole? Nu știu dacă să mă bag. Slujirea are un preț de plătit. Atâta să vă băgați cât să nu ne descurajați. Nu, din potrivă. Glumesc. Slujirea are un preț. Și Domnul Iisus a spus-o de la început. A venit la el unul și i-a spus: vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus a uitat la el și a spus: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Și nu mai știm, nu se mai menționează nicăieri că l-ar fi urmat. Pentru că este în cadrul unei situații în care mulți se întorc, mulți nu-l urmează.
Deci, cine nu știe în ce se bagă, e bine, pentru că îl așteaptă surprize și nu trebuie să ne speriem de la început, pentru că promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, cum spune Petru, atât de mari și scumpe, scumpe are sensul de prețios, atât de mari și scumpe ne-au fost date ca să-L putem cunoaște pe Hristos, ca să ne putem face părtași firii dumnezeiești. Ei, versetul care încă este o taină pentru mine, unul din versetele care e o taină pentru mine, este, Pavel afirmă, noi adăugăm, noi nu completăm, asta este termenul, noi completăm suferințele lui Hristos pentru biserică. Nu știu ce înseamnă asta. Vă mărturisesc că nu știu. Eu încă stau uluit când citesc versetul ăsta. Noi completăm suferințele lui Hristos pentru biserică. Adică noi să fim puși alături de Hristos, să purtăm suferință pentru mântuire? Eu? Asta este ceva dincolo de capacitatea de a pricepe unde suntem puși. Care este nivelul sau locul pe care ni-l oferă Hristos? Putem sta pe gânduri, putem alege? Adică nu mai este normal să stăm pe gânduri. Nu mai este normal să zicem, nu știu în ce m-am băgat. Pentru că asta este un lucru, despre Domnul Iisus citim, fiindcă avea ochii pironiți spre răsplătire. Dacă învățăm, dacă reușim să avem ochii pironiți spre răsplătire, punem în discuție prețul? N-ar trebui să ne sperie. Nu vă temeți, spune Domnul Iisus, de cel ce poate omorâ trupul. Nu vă temeți. Care ar fi amenințările sau pericolele? Să ne ducem să fim cu Domnul? Asta ar fi cea mai mare amenințare, cel mai mare pericol. Mai bine nu se poate. Da. Deci, eu cred că cu cât mai tânăr, cu atât mai bine. Probabil că ați auzit multe mărturii de oameni bătrâni care s-au întors la Domnul la vârstă înaintată. Lucru pe care îl regretă este că n-au făcut lucrul ăsta mai demult. Pentru că le-au rămas puțini ani să slujească. Și asta este, cred că trebuie să continue să ne ridice întrebări. Ce au găsit oamenii ăștia în viață? De ce fac o asemenea diferență între a trăi o viață ușoară? Vă aduceți aminte psalmistul care se plânge de faptul că... Mulțumesc frumos! Psalmistul care se plânge de faptul că s-a uitat cu jind la cei ce, cărora le merge bine, la cei răi la care le merge bine. Și cineva spunea, două lucruri mă contrariază în viața asta. Că celor răi li se întâmplă lucruri bune și celor buni li se întâmplă lucruri rele. Și mulți își pun întrebarea, dacă Dumnezeu e drept, de ce aceste două realități coexistă? Pentru că Dumnezeu este drept și este bun, de aceea coexistă. Pentru că vița care aduce roadă, El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Și cineva spunea, un frate de-al nostru mai mare, la vârstă adultă, spunea, când eram tânăr și m-a întrebat cineva, de unde știi că există Dumnezeu? Îi spuneam, pentru că Dumnezeu mă iubește. Și acum, pe măsură ce am îmbătrânit, și mă întreabă cineva, de unde știi că Dumnezeu există? Zic, pentru că încă mă mai disciplinează. Încă îi mai pasă de mine. Încă lucrează la mine. De-aia știu că Dumnezeu există. Și asta e un lucru extraordinar. Dumnezeu se ocupă de noi. Dumnezeu ne formează pe noi. Dumnezeu vrea să nu ne mulțumim cu puțin. Pentru că asta e un pericol. Asta e un risc real. Să ne mulțumim cu puțin, să ajungem la nivelul în care să zicem, sunt bine, mi-ajunge. Am făcut destule, care este deja o extremă periculoasă, ce alții-s mai breji. Nu. Dacă avem să ne comparăm, avem să ne comparăm cu noi înșine. Și eu știu, și probabil mai multe lucruri nu le știu decât le știu din cele pe care le-am ratat. Dar eu știu câte situații am ratat și de câte ori aș fi putut câștiga și n-am fost nici pe fază, nici atent, nici n-am avut acea deșteptăciune a românului. Noi spuneam de multe ori,
numai 5 minute dacă eram mai deștept. Și am pierdut ocazia. Deci, nu știu ce să vă mai spun. Vă invidiez pentru că puteți porni de la o vârstă mult mai fragedă decât am pornit unii dintre cei din generația mea. Am vorbit de mai multe ori în această seară despre paralela dintre felul în care Hristos s-a hotărât să ne slujească, lăsându-și slava cerească și coborând foarte jos la noi ca să ne dea mântuirea, și felul în care încercați să mimați același fel de slujire, coborându-vă la cei care, din păcate, ajung foarte, foarte jos. Și întrebarea următoare vizează pe ei. Din experiența dumneavoastră, care vedeți că sunt principalele cauze care generează probleme în familiile, de exemplu, pe care încercați să le slujiți? Vorbeați de familii foarte jos, din punct de vedere social, moral, financiar de multe ori și probabil și spiritual. Eu cred că, de fapt, lumea de astăzi are o singură problemă. Aceea a lipsei de credință sau a nevoii de Dumnezeu sau a nemântuirii în care zac. Și când ne uităm la oamenii ăștia, unii sunt alcoolici, unii sunt cu tot felul de probleme, unii sunt cu tot felul de neputință. V-aș provoca să abordați Luca 4 cu 18, unde Domnul Iisus își face statutul de misiune, să-l abordați dintr-o altă perspectivă, al vostru, al fiecăruia. Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și apoi în șiruie sunt mai multe categorii de oameni aflați în acest element comun, incapacitatea de a-și rezolva problema. Poate un orb să-și capete vederea singur? Unii au avut harul să întâlnească cu Hristos și au văzut. Poate un prinț de război să se elibereze singur? De multe ori noi îi abordăm. Eram în America într-o biserică unde am vorbit despre că am mai mers în câteva biserici române unde am prieteni în special și încercăm să-i chemăm ca parteneri, pentru că noi nu vorbim despre sponsori și nu vorbim despre finanțatori, noi vorbim de parteneri. Este poate un termen mai modern decât cel folosit din Biblie. Colucrători. Da. Noi nu vorbim despre ajutați-ne în lucrarea noastră. Nu, zicem, veniți alături, pentru că cine dă un pahar de apă în numele unui profet primește răsplata nu a unuia care dă un pahar de apă, ci a profetului, pentru că a devenit colucrător cu profetul. Noi suntem mult mai mult colucrători cu Dumnezeu, colucrători cu Iisus Hristos. La asta ne cheamă Dumnezeu, de fapt. Și atunci eram într-o biserică și vorbeam despre familiile sărace și așa mai departe. O întrebare care mi s-a pus a fost, da, ajutați și nepocăiți? Și am zis, vedeți, într-adevăr, pentru noi în Necehom a fost o bătălie de câțiva ani de zile să ne definim niște elemente de valori și una din ele a fost, nu lucrăm cu două măsuri. Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament mereu, mereu despre trei lucruri, ba chiar patru urăște Dumnezeu, una din aceste trei sau patru lucruri este două măsuri. Evreul dădea cu efa mică și lua înapoi cu efa mare. Dar fratelui dădea cu efa mare și străinului dădea cu efa mică. Și Dumnezeu le spune, urăsc faptul că folosiți două măsuri. Și am zis, folosim o singură măsură. Sărăcia este sărăcie. Că sunt creștini, că nu sunt creștini. Domnul Iisus spune, mai am și alte oi și noi nu știm care să le ia. Dar nu sunt încă în staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Și mereu Biblia vorbește despre săraci ca o prioritate a lui Dumnezeu. N-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i îmbogățească pentru împărăție? Și voi discreditați pe cel ales de Dumnezeu. Și când se termină biserica, vine un frate la mine și îmi spune, frate, și eu sunt din cutare localitate. Și știu foarte bine lucrarea de acolo din localitate, pentru că fratele meu este angajat la voi. Și acum eu vă întreb, eram cu vreo 10 oameni în jur, vă întreb, spuneți, merită oamenii aia? Frate, spunem sincer, aci în auzul fraților, merită oamenii aia? Era foarte pornit fratele. Poate avea motivele lui. Și am zis, frate, nu merită. Aici aveți dreptate. Vă spun aci în auzul fraților că oamenii aceia nu merită să fie ajutați. Vedeți, v-am spus eu. Știți cum nu merită, frate? Cum n-am meritat nici noi să ne mântuiască Dumnezeu.
De ce suntem noi mai buni? De ce ne găsim în seara asta aici și nu suntem într-o cârciumă sau nu știu unde? Fiindcă suntem mai deștepți sau mai frumoși? Sau... După ce criteriu ne-a ales Dumnezeu? Nu știu dacă a avut un criteriu, pentru că eu continui să mă întreb, de ce m-a ales Dumnezeu? Nu cred că după merite, indiscutabil. Că fiecare din noi nu... Cum puteam să merităm în ochii lui Dumnezeu? Pentru un singur lucru. L-a iubit atât de mult pe Hristos, încât Dumnezeu, iertați-mi expresia că nu-i corectă, nu-și bate joc de jertfa lui Hristos. Și alege pe cei care nu merită mai mult decât pe cei care merită în sistemul nostru de cântărire. De aceea îi slujim pe ei. Deci sărăcia este una singură și așa merge. Oamenii aceștia, spune în Biblia, zac în cel rău. Știți la ce mai este folosit termenul ăsta de zacere în limba română? Un om zace la pat. Este un om paralizat care nu are nici o șansă să mai iasă din legătura aceasta. Zace, lumea zace în cel rău. Și noi ne uităm la lumea asta, noi avem leacul, noi avem harul mântuirii și ne uităm la oamenii aceștia care zac în cel rău și știm că viața este scurtă și acum, cu o motivație în plus pentru noi în Ece Homo, în septembrie am pornit un proiect nou, asistența la bătrâni. Asistența la bătrâni la domiciliul lor. Și arunc în seara asta din nou o provocare în locul acesta, avem nevoie de voluntari. Ce le cerem să facă este cei care au timp, 2 ore, 3 ore pe săptămână să viziteze o bătrână sau un bătrân acasă. Dacă trebuie scos la plimbare, să-l scoată la plimbare, pentru că obiectivele aici, din nou, ca și la familie, se fixează individual. Dacă trebuie curățenie, curățenie, dacă trebuie cumpărături făcute, descoperim acum recent că o bătrână, pentru ca să-i cumpere o vecină pâinea, la fiecare cumpărătură pe care o face, trebuie să-i plătească un pachet de țigări. Vă dau numai un exemplu. Cu ce am salvat? Avem în Cluj 6100 de pensionari cu pensie sub 300 de lei. Mulți din ei, am avut pe stradă la mine o bătrână care a fost în urmă cu câțiva ani găsită moartă după 2 săptămâni. Mulți din ei n-au pe nimeni, mulți din ei sunt uitați de cei care, de aparținători, ce să mai vorbim, de probleme medicale sau mai știu eu, alte și alte. Și nu vi se cere nimic decât ceea ce vreți să faceți în relație cu ei. Și nu vă place un caz, nu ne deranjează, pentru că s-ar putea să nu fie potrivit. Deci nu înțelegem, jucăm cărți cu ei, ci s-ar putea să nu fie potrivit. Și atunci căutăm persoana care poate asista în mod potrivit, o persoană. Și loc este pentru că nevoi sunt. De aceea, cam pe aici merge povestea cu care noi ne luptăm zi de zi, cam prin probleme de acest gen. Mă știu ce mai departe, este foarte puțin timp și cele mai interesante întrebări sunt încă pe listă. Foarte pe scurt, dacă ne gândim în continuare la paralela aceasta dintre slujirea marelui slujitor și slujirea pe care dumneavoastră încercați să o faceți, știm foarte bine că pe Dumnezeu îl supără probabil foarte tare când vede că, deși El încearcă să ne ajute, da, să ne ierte, să ne curățească, să ne dea o șansă nouă, noi falimentăm tocmai în a accepta oferta Lui. Și întrebarea sună așa, cum treceți dumneavoastră prin momentele în care vă dați seama că, deși încercați să ajutați pe cineva să se schimbe, da, să depășească situația grea în care se află, schimbarea întârzie să apară sau poate nu mai apare niciodată? Acum știm că mulți sunt pe calea largă, dar nu știm pe cei de pe calea îngustă sau de pe cei care vor veni pe calea îngustă. Și datoria noastră este să semănăm la timpul potrivit și nepotrivit. Și este treaba lui Dumnezeu să se cere. De multe ori Dumnezeu nu ne arată rezultatul tocmai ca să ne scutească, să ne ferească, să trebuiască să folosească nuiaua la mândria pe care imediat o manifestăm. Este ciudat. La un moment dat am făcut o statistică la familiile cele mai vechi pe care le-am asistat, începând din 91, 92, 3, 4. În 10 orașe din țară am luat cazurile cele mai vechi, să vedem ce s-a întâmplat în viața lor și după vreo 3-4 ani după ce am încheiat asistența. Și am constatat un lucru foarte interesant.
Cei mai mulți s-au întors la Domnul după ce am terminat noi asistența. Noi asistăm 3 ani de zile o familie săracă. Mergem în ideea, dacă în 3 ani de zile nu se întâmplă nimic, s-ar putea să nu se întâmple nici în 10 ani de zile. Asta este un aspect. Alt aspect este asistenții, asistentele trebuie să lucreze în contratimp. Timpul nu ține cu noi. Domnul Iisus afirmă, timpul vouă totdeauna vă este prielnic, mie nu-mi este prielnic. Noi nu avem tot timpul la dispoziție și atunci trebuie să știe că în acești 3 ani de zile trebuie să facă eforturi să introducă Evanghelia în viața celor asistați. În multe situații sau în cele mai multe situații, de la prima întâlnire, cel puțin ne rugăm pentru ei pe față, nu pe ascuns. Nu am ieșit și apoi ne rugăm în taină, nu, ne rugăm acolo să audă ce cerem de la Dumnezeu pentru ei, să știe spre ce direcție mergem, pentru că interesați de bani sau de ajutor material, uită sau n-aud ce spunem despre altceva. Și atunci noi știm, da, nu este un fals. Noi nu mergem pe ușa sărăciei care e deschisă pentru noi ca să le dăm Evanghelia. Noi mergem ca să-i binecuvântăm în nevoile lor reale și să le dăm și Evanghelia. Deci lucrurile acestea trebuie să meargă mână în mână odată ce această ușă ne este deschisă. Mulți vorbesc despre Evanghelia socială, nu cred că există așa ceva. Să ai cu ce să-i ajuți și să nu le întinzi o mână, asta este acuzată de Dumnezeu, indiscutabil. Prin harul lui Dumnezeu, din 90 încoace, între 1000 de tone și 200 de tone, noi am importat anual ajutoare. 200 de tone, cred că este minimul, cel mai puțin cât am adus într-un an de zile. Mulți nu răspund și probabil mulți nu vor răspunde, dar nu este treaba noastră. Treaba noastră este să semănăm cuvântul, să încercăm să prindem orice ocazie, să ne apropiem de oameni în necazurile lor și să încercăm să le facem parte de Evanghelie. Și este treaba lui Dumnezeu să recolteze la vremea potrivită. Însă, vedeți, cuvântul, ca să lucreze, trebuie să fie auzit. Dar după ce s-a semănat, cât durează perioada până când el rodește, este diferit de la om la om. Și am constatat că mai multe schimbări s-au întâmplat după ce am încetat noi să mergem la ei. Cum au găsit drumul? Același Duh Sfânt. Noi credem că fiecare vizită și fiecare discuție cu acești oameni este o lucrare a Duhului Sfânt. De aceea nu-L imităm pe Hristos, noi îl ducem pe Hristos cu noi. Nu am învățat mesajul lui Hristos, noi mergem cu El acolo. Duhul Sfânt este persoana din Dumnezeu care ne locuiește și care ne însoțește. Dar nu ne facem că facem o lucrare spirituală ascunsă pentru că noi de fapt ajutăm săracii. Nu, ei au nevoie în primul rând de mântuire, dar nu poți să-i vestești Evanghelia unui om care moare de foame și care de 3 zile n-a avut ce să dea la copii de mâncare. Când ai ce să-i dai. Deci cam asta este povestea. Dacă ar fi să concluzionez, semănatul ține de noi, dar seceratul de Dumnezeu. Da. Aș trece cu permisiunea dumneavoastră la un capitol scris cu litere groase, cred că, din viața dumneavoastră. Știu că în urmă cu câțiva ani v-ați pierdut prima soție. Cu aceste în minte și cu toate lucrurile care deja ni le-ați spus, este ușor pentru noi să ne imaginăm că în toți acești ani, erau 23, am numărat mai înainte, de slujire, probabil că ați făcut o echipă bună împreună. Și întrebarea pe care aș vrea eu și cred că o adresez în numele tuturor, ce v-a determinat să rămâneți lângă Dumnezeu după pierderea soției? Și aș mai adăuga un asterix aici. Nu e legitim cumva pentru noi să avem așteptarea de a fi scutiți de suferințe ca răsplată pentru toată slujirea pe care o facem? Păi nu aveam unde să mă duc. Unde să merg? Eram total neputincios atunci, în multe privințe. Anul 2009 a fost un an greu, dar foarte, foarte, nu știu, ciudat. N-am terminat de analizat și de interpretat până acum. Să știți că încă, din când în când, mai îmi fuge mintea la el și mai încerc să macin, deși fug de această analiză, pentru că prin harul lui Dumnezeu m-am învățat să nu impun lui Dumnezeu să-mi lămurească o problemă dacă El nu vrea. Și
De multe ori mă gândesc, îmi vei spune tu când vei considera de cuvință. 2009 a fost un an foarte, foarte interesant, pentru că a început, haideți să o iau un aspect, ca să mă înțelegeți de ce vorbesc și de ce am acceptat să vorbesc despre acest an. În februarie am pornit cu o idee, sărbătoream, era al 20-lea an de campanie Operation Christmas Child, cadourile de Crăciun. Și am zis, fiindcă e al 20-lea, trebuie să-l facem diferit. Programul a început cu România și timp de 20 de ani România a primit cele mai multe cadouri din lume. Raportat la numărul de copii, România a fost în toți acești ani pe locul întâi. Noi importam aceste cadouri de Crăciun la nivelul de o cutie la 17-27, cam pe aici s-au întins anii noștri, de copii din România. Deci unul din 17 primea un cadou, putea primi un cadou. Următoarea țară primea unul din 250. Deci imaginați-vă ce diferență era. Și am zis, fiindcă-s 20 de ani, vom face un an deosebit. Haideți să facem o sărbătoare a Bisericii Domnului din România, pe acest fond al cadourilor de Crăciun, să organizăm niște festivale în vreo 7-10 orașe din țară, în care să se vorbească efectiv despre această îndrăzneală a Bisericii de a ieși în afară și de a proclama nașterea Mântuitorului. Bun, ideea era, bun, nu știam cu ce se mănâncă un festival, din februarie începem deja să organizăm. Mergem, anunțăm, mulți ne întreabă, dar cum va fi asta? Nu știm. Dar mai căutăm, mai întrebăm. Ne-am început să ne documentăm acum, nu vreau să o tărăgănesc prea mult. Am aflat de festivalul Berii, am aflat de festivalul Jazz și așa mai departe și noi vroiam să sune un pic altfel asta, că n-avea multe în comun cu festivalul Berii. Nu știam ce va ieși din asta. Am început să mobilizăm bisericile în județe ca să lucreze împreună și să vadă cum pot lucra. Pentru că vă spun, pornind din 90, asta este o performanță mare la care s-a ajuns astăzi, ca biserici baptiste, penticostale, creștini după Evanghelie, oastea Domnului, adventiste, să ajungă să facă niște programe comune. Și programul ăsta a adus această mare binecuvântare pentru că a reușit să adune împreună biserici, să poată colabora între ele. Biserici care una a dat corul, una a dat vorbitorul, una a dat sala, una nu mai știu ce și au făcut un program împreună. N-am dat cadouri în sate la copiii bisericii, din nou, o valoare era fără discriminare. N-am dat cadouri, a venit un prieten de aici, din biserica din Iris și mi-a spus, uite, slujesc într-o biserică, într-un sat aici aproape, nu dau nume, nu dau locuri și mi-ar trebui 30 de cadouri. Nu ai putea să-mi dai 30 de cadouri? Și am zis, 30 de cadouri nu putem să-ți dăm, dar putem să-ți dăm 300. Dacă duci pentru toți copiii satului sau comunei, atunci îți dăm pentru toți, dar numai pentru copiii bisericii nu-ți dăm. Ei, până la urmă ne-am târguit, noi i-am dat tot felul de argumente și a făcut asta. Și după două zile a venit și a zis, vreau să fac și în alte sate, pentru că a văzut impactul. Un păstor mi-a trimis o scrisoare în care ne-a spus, în decembrie predicam cuvântul pe o ploaie teribilă, am pus un cort să nu ne ude Bibliile și predicam cuvântul într-un sat unde nu era nici un creștin evanghelic, nu era nici o biserică. În anul următor am mers din când în când cu un grup de tineri în satul respectiv și în celălalt an, în iunie, inaugurau clădirea bisericii în localitatea respectivă. Și istorii de acestea sunt multe. Bun. Plănuind, am ajuns noi la luna mai și în luna mai eu am avut un accident cerebral care a fost grav. Deci partea stângă mi-a fost mortă. Acum țin microfonul și îl țin destul de bine. Dar partea stângă mi-a fost moartă total. Atunci am avut o experiență interesantă cu Dumnezeu și o întâlnire nocturnă, pentru că undeva pe la ora 2 noapte am constatat că partea stângă mi-a murit. A fost al doilea accident, de fapt, în spital. Primul l-am avut acasă noaptea și a fost relativ ușor. Bun, n-am știut ce se va întâmpla, cum vor decurge lucrurile mai departe. Știam că poate veni al treilea val și de obicei al treilea este, când vine și al treilea, vine cam fatal. N-a fost accident hemoragic, a fost ischemic, deci infarct cerebral se mai numește. O bucată din creier a murit. N-a fost alimentată cu sânge și a murit. Și am zis, Doamne, dacă vine și al treilea, eu știu la ce mă duc. Și dacă ar fi viața mea să se încheie acum, mi-ai dat atâta har
cum poate alții nu vor avea în 5 vieți. Și am zis, n-am nimic, dacă este ceva de care să-mi pară rău, este sigur de soție, de fete, de familie, dar nu de altceva. Poate de lucrurile pe care nu le-am făcut, dar astea oricum sunt în mâna ta, deci nu discutăm despre asta. Însă știu că nici familia nu am ținut-o prin puterile mele, ci prin harul tău. Dar am zis, și dacă rămân așa, deci invalid pe viață, pentru mine este ok. Sunt mulțumit, sunt bucuros de tot harul pe care mi l-ai dat și de harul pe care mi-l vei da în continuare. Nu știu eu ce înseamnă asta, dar dacă îmi dai harul să încep recuperare, voi lupta să recuperez tot ce se poate recupera. Pentru slava ta și nu pentru alte aventuri sau... Deci în mâna ta sunt și cu asta merg mai departe. Mă întorc acum la povestea festivalului. Colegii mei au venit la mine la spital și au zis forget about, gata, nu mai vorbim de niciun festival. Și am zis, nu, dacă ar fost, dacă e festivalul meu, uitați de el pentru totdeauna. Dar noi, nu cred că noi am vrut să-l facem pentru ca să arătăm că e ce homo-i ceva sau că Liviu Bălașe-i ceva. Pentru că partenerii noștri din Marea Britanie ne-au întrebat care e rolul lor în acest festival. Și am zis că e același rol ca și al nostru, în sensul că susținem biserica din România la ieșirea în afară, la o sărbătoare publică. Ei, ca să închei povestea asta care e lungă, pentru că experiențele au fost multiple și complexe, anul s-a încheiat cu... Noi, planul nostru a fost să facem 7-10 festivaluri. S-a încheiat cu 70 de festivaluri. În 70 de orașe au avut loc festivaluri, de cel mai mic a fost de 2 zile, dar cea mai mare participare a fost în județul Arad, 124 de biserici. Deci a fost ceva extraordinar, ceva cu totul deosebit. Și, deci cam asta a fost 2009. Ca și... Nu, povestea pe care am văzut-o aici este, nu știu dacă să zic, ca să ne curățească, Dumnezeu ne trece prin experiențe dureroase, ca să ne binecuvinteze, Dumnezeu ne încearcă în situații de excepție, ca să scoată din noi chiar și conceptul de noi facem, noi dregem. Pentru că El spune... Pavel spune ca eu să mă micșorez ca el să crească. Deci a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Pentru că atunci când eu am crezut că sunt tare și ecce homo este ceva, Dumnezeu a găsit cu cale să ne pună jos, să ne arate că El face mult mai mult. Noi am planificat 7-10 festivaluri, de ce am menționat că tot 2009 a fost, și ne-a arătat prin ce experiențe ne poate trece ca să scoată de 10 ori mai mult, chiar cât am plănuit noi. Decât am plănuit, da. Da. Deci, cred că asta este o poveste care nu e de excepție, ci care se întâmplă în forme diferite, la nivele diferite, cu fiecare din noi care vrem să-l ascultăm, să-l urmăm. Ne-am bucurat dacă ne-ați lăsat cu un gând, cel puțin mie personal, dar cred că tuturor din sală, ne-ați umblat la șurubelele fine din perspectiva slujirii, la cum ne-o definim, la cum o începem, la cine de fapt face slujirea, o facem noi, o face Dumnezeu, care e rolul nostru, cine seamănă, cine face să adune și așa mai departe. Și apoi cum ne cerne, tocmai ne-ați vorbit despre lucrul ăsta. V-aș provoca să ne lăsați cu un gând pe noi care suntem, așa cum ziceam, la început de viață de slujire într-un fel și ce ne-ați spune? V-aș spune un cuvânt a Domnului Iisus. Cel mai bun. Îl întreabă pe acel învățător al legii, Domnul Iisus, cine a dat dovadă că este aproapele? Cel ce și-a făcut milă. Bine ai răspuns, du-te și fă și tu la fel și vei avea viață veșnică. Problema noastră, problema cu care eu încă mă confrunt astăzi, este cine e aproapele meu? Adică față de cine sunt eu răspunzător? Și discutând de ani de zile elementul acesta, am ajuns la următoarea formulă foarte simplă și foarte aplicabilă. Cred că noi, în primul rând, noi răspundem de cei apropiați nouă. Noi trebuie să purtăm bătăliile celor apropiați. Este între voi cineva care are frați sau surori care nu sunt mântuiți?
și să nu vă doară, să nu vă ardă, spune Pavel. Cade cineva în păcat dintre cei pe care îi cunosc sau cei apropiați și eu să nu ard? Este cineva dintre părinții voștri, frații voștri, care nu-s mântuiți și să nu vă doară? Și să nu fie strigarea voastră înaintea lui Dumnezeu continuă? Dacă nu este nimeni, fain, lărgiți cercul. Cine vă sunt oamenii apropiați? Rude? Colegi? Vecini? Din biserică, cântați într-un grup și știți că unul nu este mântuit. N-a declarat asta, nu îndrăznește să zică, da, l-am primit pe Domnul, sau și să nu vă doară. Este vreun vecin care trece, noi am extins asta la elementele de criză. Noi numim criză atunci când un om se găsește într-o situație deosebită și nu are resurse sau capacitate să iasă din ea. Este un vecin care trece printr-o situație și aveți leac și nu vă arde, nu vă doare? Cine a dat dovadă că este aproapele? Este cineva mai departe de atât? Până unde sunteți dispuși să vă extindeți cercul? Și cât timp sunteți dispuși să petreceți în rugăciune pentru acest cerc? Pentru că acolo se dă bătălia. Asta este provocarea mea. Vreți să slujiți, uitați-vă mai întâi la oamenii pe care vi-i scoate Dumnezeu în cale și apoi la forma în care vouă vă place. Puneți-le pe amândouă, faceți-le loc la amândouă sau cântăriți între ele și când Dumnezeu vă deschide un drum mai larg, mai binecuvântat, în care credeți mai mult, lepădați ceea ce este copilăresc și concentrați-vă pe ceea ce este dumnezeiesc. Dacă vă propuneți pentru anul viitor un plan, faceți-vi-l clar, declarați-l celor apropiați vouă, grupului în care slujiți, grupului în care sunteți, știu eu, într-o formă sau alta, declarați-l la ce să vă tragă de mânecă, să vă întrebe cum merge. Te ții de program sau nu te ții de program? Asta ajută foarte mult. Pentru că și mobilizează pe alții. Pe vremea tinereții mele, când făceam atletism, aveam un element de angajament. De ce el poate și eu nu pot? Făceam alergări lungi și când îl vedeam pe unul în fața mea, ziceam, de ce el poate și eu nu pot? Provocați-vă unii pe alții cu asta. Dacă unul poate, eu de ce nu pot? Pentru că nu este o filozofie mare. De aici până la, gândiți-vă, de aici până la acea strigare a unui om, dă-mi Anglia sau ia-mi viața, și Dumnezeu i-a dat Anglia, este un drum, dar are niște începuturi care cu siguranță că vor fi binecuvântate. Dacă asta este voia lui Dumnezeu, ca toți oamenii să ajungă la mântuire, atunci ne-a pus pe fiecare dintre noi într-o lume care e numai a noastră. Și acolo vrea să aducă binecuvântarea pe care am primit-o noi, să o aducă și celorlalți, prin voi, prin fiecare din noi. Nici unul nu suntem prea mici în mâna lui Dumnezeu, pentru că a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Lucrarea Lui, puterea Lui, prezența Lui va lucra și veți vedea minuni care vă vor încuraja să mergeți mai departe, să vă extindeți cercul în așa fel încât nu știm ce va ieși, dar Dumnezeu face lucrări minunate astăzi în vremurile noastre. Poate mai mult decât în cele din vechime. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să auzim că multe alte lucrări ies în sensul de Dumnezeu să fie binecuvântat de felul de viață, de implicațiile fiecăruia dintre voi. Vă mulțumesc pentru timpul ăsta. Mulțumim și noi și sperăm că ați fost încurajați la a începe sau a continua să slujiți pe cei din jurul vostru. Pe măsură ce Dumnezeu vă cheamă tot mai mult în ceea ce numim slujire creștină ca mod de viață. Până la următoarea emisiune, vă doresc o săptămână excelentă!